Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au decis, după mai bine de o jumătate de an de cercetări, punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a unui procuror de la parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Ca urmare a acestei ordonanțe, secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea procurorului Slătinean. Acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni de luare de mită în formă continuată, 4 infracțiuni de favorizare a făptuitorului și 2 infracțiuni de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova susțin că procurorul suspendat ar fi primit pentru el, fica sa și concubina sa, mai multe autoturisme din partea unor persoane pe care le cerceta, dar și contravaloarea unor bilete de avion spre Malaga, Spania, pentru el și concubină. Anchetatorii mai susțin că în perioada noiembrie 2021-iunie 2024, acesta s-ar fi folosit de calitatea sa de procuror pentru a favoriza anumite persoane din cercul său de prieteni, în principal oameni de afaceri cercetați penal. O altă acuzație care îi se aduce procurorului Slătinean vizează obținerea de informații din cadrul unor dosare penale aflate pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Slatina, pe care le-a transmis mai departe unor persoane neautorizate să le cunoască.